Țesutul, cusutul, torsul lânii și împletitul coșurilor din rachit au fost câteva dintre activitățile pe care copiii le-au învățat chiar de la bunicilor și de la bătrânii din sat care au dorit să se implice în proiect. Obiectele tradiționale realizate de copii au fost expuse în muzeul din localitate. Să cos, să croșetez, să torc lână, să fac căciuli. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Toate mi-au plăcut extrem de mult. Am fost ajutat de bunici, de bunicul, bunici de aici, oamenii mai bătrâni care știau de mai de mult să facă. Am învățat să cos, să croșetăm cu bunicile, cu mamele, cu membrii familiei. Am făcut echipe din fetițe, mai multe echipe. Le-am chemat în fiecare vineri după amiază, întrucât sâmbăta nu aveau cursuri și le-am învățat să coasă în cruciulițe, cum zicem noi, muscă. Le-am învățat să toarcă în lână și să folosească croșeta. Astfel de activități vor fi organizate în această săptămână și în alte localități din Teleorman, pentru ca un număr mare de elevi să dobândească aptitudini în confecționarea manuală a diverselor obiecte tradiționale. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic ce a cuprins dansuri populare oferite de copiii din localitate.